ultimii ani în Caracal au fost demarate mai multe investiții. Anul acesta au fost demarate lucrări pe mai multe planuri, încercându-se dezvoltarea orașului. Municipalitatea caracaleană încearcă să ofere mai multe facilități, dar și condiții optime investitorilor, dar să și îmbunătățească condițiile de trai ale oamenilor. Introducerea apei potabile și a canalizării în întregul oraș este un deziderat al administrației Doldurea. Potrivit edilului, deja pe 3 străzi muncitorii lucrează la rețeaua de apă. Proiectul Apă Canal, care e cel mai mare proiect al nostru și se întinde pe o perioadă 3 ani, este în faza în care lucrările au început pentru partea de rețea apă. Sunt lucrări în momentul de față pe strada Ion Mingu, pe strada Craiovii, pe strada Lalelelor și vom avea primele intervenții pe canalizare, pe Rena Doamnă și toate străzile adiacente din zona Bold. Prin contractul de lucrări, reabilitare, sistem de tratare apă în aglomerarea Caracal, se vor realiza următoarele investiții. Reabilitare conductă de aducțiune existentă 18 km, reabilitare gospodăria de apă Redea, reabilitare gospodăria de apă Anton Pan, reabilitare gospodăria de apă Preuzinal. Lucrările CAO la rețeaua de apă și canalizare din Caracal vor dura 3 ani. Valoarea contractului este de peste 35.669.000 de lei fără TVA, din care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, iar 13% constituie cofinanțare națională și 2% constituie cofinanțare din bugetul local. Prin programul operațional Infrastructură Mare, compania de apă Olt va îmbunătăți standardele de viață ale locuitorilor din cele 25 de localități unde se vor realiza investiții, obiectivul principal fiind creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.